Bună ziua și bine v-am găsit. Vă salut pe fiecare dintre dumneavoastră. Bună ziua, doamnelor și domnilor. E o onoare să vorbesc alături atât de autorități cât și de antreprenori, cât și de oameni din media. De fiecare dată acest lucru ne onorează. Nu pot să spun în acest stadiu decât că sunt mândru de felul în care se dezvoltă orașele din jurul Clujului. Partea de Smart City este din ce în ce mai mult implementată. Noi o vedem din două posturi. Prima dintre ele o vedem din postura de proiectant, de firmă de proiectare, pentru că tot mai multe proiecte, fie ele studii de fezabilitate, fie ele proiecte tehnice, ajung cumva în mâinile noastre și autoritatea prin tema de proiectare cere inovație, cere implementarea noilor tehnologii, cere ca alinierea să fie făcută la standardele europene, să fie făcută la cerințele publicului larg, care pune cumva presiune pe autorități, dar nu numai în zona orașului, ci și în zona satelor sau zona metropolitană care se află în jurul Clujului. Lucrul ăsta se aplică și poate fi foarte ușor implementat în foarte multe din zonele din împrejurimi. De la soluții smart pentru iluminat public, acele sisteme cu telegestiune prin care poți să stabilești un anumit orar în care, de exemplu, lumina să fie redusă sau un anumit număr de stâlpi să se oprească chiar de tot iluminatul într-o anumită perioadă a nopții, până la soluții smart pentru epurarea apelor menajere și uzate, fie ele în fabrici sau cele pentru cele menajere care vin de la populația unei anumite localități. Există tehnologii din ce în ce mai inteligente. Una dintre ele, de exemplu, pe partea de stații de epurare, e un proces fizico-chimic care vine ca și o alternativă la procesul cu treaptă biologică și care aduce inovația prin faptul că, indiferent de calitatea și de cantitatea influentului, acesta funcționează garantat 100%. Chiar și sub încărcări mai mici de 5%. Lucru care, de exemplu, în zona metropolitană apar probleme de multe ori. Există soluții, soluția asta smart inclusiv trimite către autoritate după ce a terminat de epurat ce a avut, trimite un mail cu ce anume a fost acolo, care sunt rezultatele apei și inclusiv rezultatul apei care va fi trimisă în emisar. Alte tehnologii noi pe care le implementăm, de data asta din postura de furnizor de materiale, ține de partea de poduri. Ne bucurăm și felicităm autoritățile, avem parteneri care lucrează în comunitățile invitațiilor noastre de astăzi și ne bucurăm de fiecare dată atunci când vedem proiecte frumoase în curs de implementare. Ne bucurăm atunci când punem umărul alături de constructori, furnizând materiale de la parapeți până la geosintetice, gabioane și așa mai departe. Toate lucrurile astea, puse cap la cap, conferă un tot unitar și, bineînțeles, împreună cu arhitecții, pentru că trebuie să recunoaștem că tema de proiectare pe care o gândim alături de autorități, atunci când e vorba de inginerie și se duce mai mult către zona de infrastructură rutieră și ingineria mediului, merge foarte mult pe gândirea inginerească, dar în momentul în care ai de amenajat parcuri, ai de amenajat clădiri sau ai de reabilitat clădiri sau trebuie să gândești, de exemplu, noi suntem implicați câteva proiecte în care sistematizăm niște puzuri, în care din capul locului autoritățile foarte frumos s-au gândit la introducerea tuturor utilităților și de a prevedea chiar tuburi de protecție pentru viitoare cabluri, astfel încât în momentul în care vor apărea lucrări suplimentare sau noi tehnologii vor putea fi implementate, să existe deja infrastructura care să transporte sau acel spațiu tehnic pentru canal tehnic pentru a putea fi trase prin ele cabluri la orice fel de tehnologie ulterioară. Din cele care se aplică în domeniul autostrăzilor, unde poți să vezi numărul de mașini până la felul în care se plimbă o mașină într-o anumită comunitate, până la softuri de gestionare ale cererilor, de exemplu, pentru avizare, până la cutii inteligente care pot fi montate în
preajma primăriilor și să poată fi accesate și în afara orarului primăriilor și așa mai departe. Toate aceste soluții smart puse cap la cap împreună cu autorități, împreună cu firme de arhitectură, care să design-ul și să gândească dezvoltarea pe viitor, alături de companii de IT care să gândească softuri și să gândească felul în care toate acestea conlucrează, felul în care toate acestea pot să aducă un viitor din ce în ce mai smart. Ne uităm, sunt mașini electrice, sunt din ce în ce mai promovate atât de către guverne cât și de autorități. Există atât de multe subvenții care unele au fost în trecut, unele vor fi. Toate lucrurile astea ne permit atât nouă ca și proiectanți, cât și ca și furnizori pe unele materiale să fim parte integrantă din proiectul pe care îl are o anumită autoritate. Cred că ar fi foarte mult de spus și fiecare subiect, fiecare produs în parte poate fi dezvoltat. Ne bucurăm și de foarte multe ori primim cereri deja din ce în ce mai multe, mai ales în ultimul an, în care au venit către noi autorități, au venit către noi proiectanți, au venit către noi firme furnizoare, chiar și în cadrul implementărilor, chiar dacă noi nu am livrat noi acolo, ni s-a cerut de foarte multe ori sfatul. Iar lucrul ăsta, dincolo de faptul că ne onorează, ne și mândrim cu asta și suntem recunoscători de fiecare dată când cineva apelează la noi și găsim împreună soluția optimă. Nu numai atunci când lucrurile merg bine, ci și chiar și atunci când lucrurile merg rău. Ne oferi soluția optimă, varianta cea mai inteligentă și respectiv raportul calitate-preț să fie corect implementat.